golul, singurul gol al meciului, se marchează în urma acestei faze. Și atenție mare aici la modul în care reușește să rămână în control Costache, dacă atinge sau nu mingea cu mâna. Dacă atinge, n-are o geantă, să o bage în geantă. În rest, ce să mai... Nu cred că mai are rost să mai... Și... O și aduce un pic hands mai așa, clar nu există. Probabil aici se... Nu, aici e prea târziu. Aici se vede cel mai bine. Este scuzabilă eroarea lui Petrescu, adică e o fază la care, să spunem, poți fi păcălin. Dar uite unde era, în primul rând. Că el cred că vedea foarte bine de acolo. Uite-te unde este, la nici 2 metri. Da, fix acolo. Și nu ai cum să nu vezi. N-are absolut nicio scuz. Deci nu ai cum să vezi, să nu vezi hands-ul ăsta. Și din nefericire este singurul gol al meciului. Om Rania acolo vrea să dea sau vrea să centreze? Cum vi se pare? Eu cred că vrea să dea acolo. E stângul lui bun, e capabil de execuții de genul ăsta. Și mie mi se pare că vrea să dea acolo. Mi se pare fabuloasă execuția. Apropo de ce mai discutăm noi, că nu trebuie să tragi și să rupi plasa, trebuie să dai tot timpul inteligent la poartă. N-are cum să centreze, nu, că n-are poartă, cum să centreze exact acolo. E fotbalist, ce să mai... Altă fază, eu tot timpul mă raportez la VAR, știu că nu-l avem, dar zic așa că dacă l-am avea, pentru că vreau să arăt, că am auzit și multe comentarii că, dom'le, nu sunt transmisiuni de calitate și nu o să ne ajute foarte mult atunci când o să avem VAR. Uite, asta era o fază, rezolvabilă în câteva secunde cu VAR. Da, exact. Fără probleme. Arbitru nici măcar nu se mai ducea să vă frumos arăta ecranul, chenarul, da, așa, ecranul și nou gol. Și anula golul. Bun, și mai avem o fază în final de meci. Evident la 1-0 pentru CFR. În minutul 82, dacă este sau nu penalti la această fază în care e implicat Om Rani. Priviți pasamentul lui Petrescu, din nou foarte bun. Penalti clar, da, cred. Așa este. Penalti clar. Da, da. Te duci în el, e... În spatele piciorului. Da. Ce relevanță mare asta la... Dar eu am văzut și al doilea cartonaș galben la mijlocașul central, la... Boateng? Da. Mă rog, aia nu contează. Și așa n-are importanță, e viciere de rezultat. Păi nu, are importanță. O nouă viciere de rezultat. Din perspectiva arbitrului are importanță orice o eroare. O nouă viciere de rezultat și atunci să nu ne mai mire de ce are așa avans CFR-ul, că n-are niciun sens să ne mirăm. Să ne mirăm dacă va fi un arbitraj corect. Ce să mai spună băieții ăștia la Chindia, săraci? Da, India chiar este are ceva așa, deci eu n-am întâlnit o echipă care să aibă atâtea probleme de arbitraj și toate în dezavantaj. Pe mine mă surprinde altceva, că erorile sunt în urma unor faze foarte clare. Știe cum a validat golul și de-aia nu dă penalti aici. Bineînțeles, suntem nici noi chiar așa proști. Veniți de pe stradă acum, la ora asta. Târzie de noapte. Credeți că arbitrii gândesc în direcția asta? Adică dacă la pauză află, domnule, a fost sens la gol, hai să încerc să arbitrez și compensez. N-am fost în vestiarul lor, habar n-am ce s-a întâmplat la meciul ăsta, dar sunt convins că prima chestie pe care a făcut-o Petrescu în vestiar s-a repezit la o tabletă sau la un telefon să vadă cât de evident e hands-ul lui Costache. Și gata. Petrescu este același arbitru care acum foarte mulți ani de zile a inventat un fault la un meci Sibiu-CFR. Meciul ăla l-a făcut o campioană pe CFR și a retrogradat Sibiu. Că a făcut o campioană pe CFR, poate contează prea puțin, dar a retrogradat Sibiu. Gol marcat de Dâlbea, dacă nu mă înșel, pentru Sibiu. Altfel se chema Sibiu atunci. Voința. Așa. Când Beto, celebrul portar portughez de la CFR, a dat pe lângă minge cu piciorul în pământ și a căzut în cap, iar acolo ce a fost foarte grav, Petrescu, aici poate să zic că i-a intrat ceva în ochi și l-a văzut că a luat-o ăsta Costache cu mâna, dar atunci a inventat ceea ce e foarte grav. Nu e ceva ce nu vezi. Poți să nu vezi un fault, poți să fie. Aici a văzut clar că a fost heads, dar nu contează. Dar să inventezi fault în atac, când portarul dă pe lângă minge, aia e foarte grav. Foarte grav.
din punctul meu de vedere, n-ar fi atunci, după meciul ăla, trebuia scos din arbitraj. Definitiv. La revedere. Ai inventat, ai rezultat o echipă, o faci pe alta campioară, ai inventat. Nu s-a întâmplat ceva, bă, n-a văzut săracul, a avut o vedere obturată și așa mai departe. Ai inventat. Adică nu se zice părere că un arbitru merită o a doua șansă. Că până la urmă a fost o eroare. La o chestie din asta, să inventezi, nu. Pentru că acolo inventezi. E clar că ai interes să faci, să inventezi. Nu poți să inventezi ceva. Nu ți se poate să ți se pară ceva. Dacă ți se pare, ai o problemă mare. Spuneam că o să-i ascultăm și pe cei doi antrenori, vorbind strict despre arbitraj, Dan Petrescu versus Emil Sandoi. Uitați-vă la captura, de exemplu, imaginii de la golul CFR-ului de astăzi, la un jucător al CFR-ului. Acum, la Costache. Acum la figurat, mai și glumim așa, cu toate că nici mie nu mi-arde de glumă, dar să mai detenționăm puțin atmosfera. Păi a figurat, zici că mai avea puțin și fugea cu mingea la sub braț. M-am uitat și eu pe DVD, n-am știut de această fază. Acum am înțeles frustrarea lor, dar cred că cu un minut înainte am avut un penalti clar și cred că dacă arbitru acorda penalti și marcam, era tot ok și nu zicea nimeni nimic. Au fost greșeli și de parte și de alta a arbitrului. Eu cred că n-a influențat rezultatul și victoria este pe deplin meritată. Fiecare antrenor privește din... Emil Săracu, ce să mai zic? Da, pot să înțeleg și antrenorii. Până la urmă și Petrescu recunoaște că a fost sens acolo. Adică nici nu vine să spună n-a fost sens. Da, dar vine cu o minciună. Că a avut penalti clar cu minutul înainte. Și că trebuia să dea. Pot să înțeleg și chestiunea păi asta. Nu pot să înțeleg asta. Fieți, oameni, bă, pierdeți credibilitatea. Suntem oameni care vrem să se uite cineva și să vadă că nu mințim, că spunem adevărul. Da, domnule, am dat gol, a fost Hez la Costache, asta este. Cum să vii să spui, să inventezi că a fost penalti înainte, că n-a fost nimic înainte. Am văzut clar că n-a fost nimic înainte. Asta e praf în ochi. Da, da, am avut. Și lumea zice, bă, înseamnă că are dreptate, că e Petrescu. N-are dreptate. Fiecare își poate face o opinie, prezentând fazele, noi comentând, evident că cine se uite la televizor... Asta spun și eu, păi poți să și minți, nu-i problemă. Nu, mă refeream la cei care se uită la televizor. Poți să judece singuri, da, să aibă o opinie sau... Da, pot fi influențați. Da, la fel de frumos e să spui, da, am fost avantajați, nu e nicio problemă, că uneori ești așa, alteori ești așa. La CFR nu prea e așa, e mai mult așa decât așa. Există următoarea teorie, o susținea și Panduru cât timp a fost aici, că anume în România. Cine face scandal, are de câștigat. Da. Pentru că pune presiune pe arbitri și arbitrii cumva judecă în direcție. Simțiți chestia asta? Nu știu, păi eu fac scandal de 4 ani de zile și CFR câștigă campionate peste campionate numai cu greșeli de arbitraj. Unde? Și până unde e asta? Cine are... Da. Vorbim și noi să ne aflăm în treabă. Deci nu are relevanță cine are gura mai mare, ca să spun așa. Așa se vede de aici, din studiouri, da? De la Verde, de acolo. Eu sunt de 30 de ani în fotbal și am avut prea puține pauze. Ar fi trebuit mai mari. Cât considerați că aceste erori de arbitraj, mă refer acum general, da, ultimii ani, în general, în fotbal urmesc, influențează ierarhia finală într-un campionat? S-au câștigat campionate cu erori de arbitraj. Eu cred că din 4 campionate, 2 sigur, dacă nu chiar 3. CFR-ul a câștigat exclusiv din cauza erorilor de arbitraj. Exclusiv din cauza erorilor? Așa zic eu. Au fost greșeli prea mari. Și prea multe. Ce să mai discutăm? În privința varului, sunteți optimist? Nu. Nu. Nu pot să cred că există... De ani de zile se discută, are Albania, noi discutăm de ani de zile și tot ni se spune cât de mult trebuie să mai treacă să avem... Păi a fost la un moment dat, a fost clar că în play-off va fi. Da. Așa. Să vezi? Nu o să fie... Bătaie de joc. Suntem bătaie de joc a tuturor. Asta este. Suntem bătaie de joc. Se rezolvau multe cazuri. Și nu se mai... Vi se pare că nivelul arbitrajului, la fel vorbim în momentul ăsta, este sub nivelul campionatului? Pentru că nivelul campionatului e jos. Adică nu putem să spunem că are vreun nivel deosebit. Poate prea vizibile greșelile de arbitraj. Poate se filmează cu mai multe camere. Habar n-am. Pe vremuri te duceai la Bistrița... Nu se filma. Asta e, dar știai unde te duci. Știai unde te duci și știai că întâlnești un arbitru care îți spune, bă, azi nu e ziua ta. Asta i-am spus și eu uneori, odată, după a treia replică de genul ăsta, bă, dar ziua mea când e? Și în 12 aprilie, aia știu și eu. Frate, deci lasă-ne să avem și noi ziua noastră. Acum, fără niciun fel de problemă,
Cred că s-ar fi putut face mai mult în direcția asta, să fie arbitrajele corecte sau cel puțin să încerce arbitrii să fie corecți, pentru că să fac greșeli prea mari, dacă ieșea, nu știu, Vasaras, de acolo, abar n-am, având în vedere greșeala făcută de arbitru X, a fost reținut de la delegări 8 etape și la următoarea va fi exclus, nu știu, ca să vedem și noi, să avem și noi, să avem și noi satisfacția că se întâmplă ceva și cu arbitrii ăștia. Da, așa. Nu se știe nimic. Arbitrează. Da, asta e o chestiune de care... Dați-vă la Călin, ce greșeli a putut să facă Iulian Călin. Va arbitra din nou. Ne prinde și ne... Deci sunt greșeli care... Asta e o greșeală pe care Petrescu nu poate... N-are cu ce scuze să vină. El nu poate să meargă la șefii lui, dacă îl cheamă șefii lui, dar poate că șefii lui nu îl cheamă, să le explice cum a greșit în cazul ăsta. Pentru că ni se predau, să știți. Fiecare început de campionat. Vin. Am făcut acum online. Ni s-a explicat. Exact faza din astea. În atac, o ia cu mâna. E hands. Da. Nici măcar am făcut așa ceva, un mix între campionatul mondial de handbal și Liga 1. Nu se poate așa ceva. Asta este